La aproape un an de la debutul pandemiei, numărul de pacienți cu forme grave de COVID-19 internați în secțiile de terapie intensivă în Spitalul Municipal din Orșova au început să scadă pe zi ce trece. Situația epidemiologică este pe un trend de scădere, la fel cum este în toată România. În județul Mehedinț și în municipiul Orșova, cazurile de infectare cu COVID-19 au scăzut semnificativ. La ora actuală, în Spitalul Municipal din Orșova, în total se află 12 pacienți, dintre care doar 6 pacienți sunt în stare gravă la terapie intensivă. Situația epidemiologică, pot să spun că este pe un trend de scădere, evident, cum este și la nivel național, cu atât mai mult că județul Mehedinț și Orșova nu face excepție, este pe unul din județele cu cele mai puține cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. La ora actuală avem 12 pacienți în spital, dintre care 6 pacienți sunt în stare gravă pe terapie intensivă și suntem, să spunem, cu un grad de deces undeva la 15% din total cazuri, pe care noi le-am avut în total de 490 de cazuri de când a început pandemia. Și, să spunem, ne pregătim pentru ce înseamnă etapa 2, în sensul că dacă totul va fi bine și acest trend se va menține de scădere, ne pregătim pentru deschiderea și pe latura non-COVID a spitalului, pentru că trebuie să spun că sunt pacienți nemulțumiți pentru motivul că ținem spitalul închis, dar nu noi îl ținem, ci pandemia ne ține în loc, neavând acces la servicii medicale vitale pentru bolile cronice în primul rând, dar și pentru acuți. Și atunci suntem în faza în care de 2 săptămâni gândim chiar de a reuși la spital să facem circuite COVID și non-COVID, respectând circuitele epidemiologice. Din cauza îmbolnăvirilor scăzute din ultimul timp, Spitalul Municipal din Orșova se pregătește pentru etapa a doua. Asta înseamnă că dacă numărul cazurilor va rămâne la fel de scăzut în perioada următoare, se va deschide și cealaltă parte a spitalului non-COVID, deoarece în momentul de față este spital suport de COVID pentru 12 persoane.